Alex începe să se adapteze la ritmul casei mireasa, iar Raluca l-a învățat să facă tiramisu. O să te cunoști cu noi, ne cunoști prin prăjitură. Sper nu doar prin prăjituri. Mie îmi place să gătesc, așa că nu cred că e nevoie să fac. Păi și zici să faci tiramisu? Nu știu să fac, dar nu văd să tu. Dacă vrei, noi suntem aici. Dacă mi-arăți cum se face, eu sunt aici. Explică-mă. Avem nevoie de 12 ouă. Trebuie să separ. Ai scos 12? Da. Super. Trebuie să separ gălbenul și de albuș, da. Nu? Ne mai trebuie zahăr. Îmi place să gătești? Nu fac din asta o pasiune, dar am copil sigur o să gătesc din el, pentru că nu i-aș da mâncare cumpărată. E prima cine la care ne-am implicat, Alex. Sigur? Da, dar pur și simplu le-am văzut că sunt obosite și de asta am zis să le ajutăm. Nu din alt motiv, n-aș vrea să interpretez greșit. Bineînțeles, cine să interpretezi greșit? Tu. Eu, ce-aș vrea să interpretezi greșit? Platat, că nu e cazul, noi așa suntem noi în general cu oaspeții. Am înțeles, tocmai ce a spus că este prima oară că faceți asta. O să comanzi data viitoare din bugetul băieților. Okay. Și o să faceți voi și o să ne surprindi și o să zici, uite ce am învățat la fete noaptea care am stat la ele, m-au învățat să fac tiramisu. Așa că care eu în locul tău aș reține. Care ele? Mă rog, eu sau... Da. Nu contează, îmi place să folosesc pluralul. Dar chiar ce joburi ai avut? Cu ce ai început? Am lucrat ca și barman în Italia. Uh-huh. Cât timp ai stat? Aproape 4 ani, dar m-am fost mai multe ori acolo pentru că părinții mei au plecat în Italia când eram mic. Uh-huh. Și acum ai unde sunt? Tot în Italia? Da, sunt despărțiți. Tatăl meu e în Roma și mama în Palermo. Și au refăcut. Și păstrezi legătura cu oameni? Da. Te-a afectat despărțirea lor? Atunci da. Și am înțeles un lucru, să nu fac în familia mea ceea ce am văzut. Mama mea a învățat un singur lucru, să tratez familia de lângă mine ca și cum ar fi o regină. Bine, când vrei să te duci la somn, ne spui și te conduce. Prefer să stau, să te asist și să te ajut în același timp pentru cel mai dar mult tiramisu. Dar nu, dacă tiramisu. Ești obosit, poți să mergi să-ți faci duș să... Ok, am o seară în casa voastră și mă duc să mă culc, am timp să dorm în casa băieților. Și noi, când am venit primele două săptămâni, numai la patru ne puneam la somn, știi? Și după, nu știu, parcă s-au epuizat așa subiectele, aceleași glume, aceleași și când intră cineva nou, e alt vibe. Îți garantez și sunt sigur de ceea ce spun că o să vă schimb vibe-ul în fiecare zi. Nu știu, eu consider că starea cel mai important e să-mi dau eu singură starea, că aș putea să am toți oamenii din lume, dacă eu nu mă ajut. Dar să-ți, dacă poate și altcineva să-ți dea să facă asta? Da, dar nu aș prefera o persoană, dacă mă refer singur la partener, nu am nevoie de un partener care schimbă starea tuturor. O femeie trebuie să se simtă lângă bărbatul lângă ea, siguranță. Da, exact. Și cum timpul trece repede când îți place compania, iată că venea și momentul pentru somn. S-a dus-o. Alex, vrei să mai stai? Vă știu pe tine să-mi arăți camera. Să-ți arăt camera? Hai să-ți arăt și patul, ce să zic. Ești pe mult aia pe care îl fac în dormitor cu fetele. Simt-o mărată. Intrăm pe geam sau... Pe ușă. Acesta este patul tău. A doua zi, dis de dimineață, contrar obiceiului ei, Raluca era printre primele persoane din bucătărie. Forță! Da, nu suntem așa de obicei. Nu? Nu. Eu cu Adina mă dau jos ultima din pat. Dar mă gândeam să iei tiramisu pentru că după aia o să vadă băieții că al nostru este într-o tavă mai drăguță și o să zică că am făcut diferențe. Ai făcut diferențe? Mă, dar ce repede am dormit aseară. Da? Cum am dormit? La ce te referi, dacă ai sfărăit? Da. Mă, nu știu, acum când m-am trezit la cifte se aprinde becul, se auzea ceva, dar nu știu dacă de la tine sau din... Mai eram patru în cameră. Eu fiind trează era ca de obicei, din câte mă amintesc, dar nu știu, știi niciodată. Nu sfură. Nu știu ce să zic. Păi da, dar când dormi nu prea știi ce faci. Stați un pic, că e ceva foarte amuzant aici, încep cu sfârșitul. Alex zice că nu sfore. Adevărul e că... Eu m-am mutat din cameră. Înseamnă că eram obosit. Am și zis că... Recupiri pe băieții. Da, eu am citit pe loguri, recunosc. Și citisem chiar de Adina. Am pus-o pe Denisa să-l miște. L-a mișcat? L-a mișcat.
S-a oprit câteva secunde și după aceea a continuat și m-am enervat și am plecat decât să-l deranjez eu, că nu știu cum reacționa. E bine mea că am sfărăit, v-am cântat păi toată noaptea, bine m-am epuizat și asta... Și gata, am cântat și și am cântat și după aia. Da, și mai rețin ceva, că tu de obicei, Raluca, înțeleg că printre ultimele te trezești. Nu știu, nu am verificat dacă ce am verificat noi. Da? Tu și cu Adina. Adina are un mod foarte particular de a se trezi și ador să văd cum se trezește. Asta este motivul pentru care de obicei aștept să... Da, recunosc. Cum? O să vă facem o dată o demonstrație, dacă vă permite. Dar povestește-mi, că acum ai aruncat o chestie și nu... Denisa... Eu i-am pus un nume. A caracterizat ieșirea ei din pat ca ieșirea dintr-o grotă. Mă rog, facem niște glumițe și ne amuzăm cu toate. Și are o față foarte amuzantă. Atât la culcare cât și la ea. Okay. Mă pur că stau cu ea în cameră. Da, dincolo de asta, te-ai trezit un pic mai devreme pentru că era, ați avut totuși un invitat. Da, și mi-era teamă că nu o să ducă tiramisul la băieți și o să... Fii supărați, ăsta a fost motivul pentru care m-am... Hai să spunem așa, ăsta a fost motivul oficial, cel neoficial, poate că o să-l aflăm sau poate nu, cine știe. O să știe. Ai învățat să faci tiramisu? Da, v-a plăcut băieți? Super, bun. Nu, nu, lasă că v-a plăcut băieți, că l-a făcut Raluca. Te-am întrebat dacă ai învățat și dacă poți să le faci și băieților în casă. Cu siguranță, cu când? Siguranță. Oricând doresc ei și când avem ingrediente, bineînțeles. Aveți o dorință? Poate vine și Raluca să-l ajute. Da, poate face. N-aveți încredere, da, clar. Mulțumesc. Da, nu au încredere, asta e deocamdată. Dovedește-le. Dovedește sau erai atât de pierdut în ochii ei încât nici nu mai ții minte rețeta? Nu pot să spun că eram pierdut, pentru că îmi găsesc întotdeauna drumul către inima unei femei. Aduceți-mi oracolul. Mi-am uitat oracolul acolo, la, în anticameră. Bine, ce facem? Păi facem următorul lucru. Mai e o fată care te place. Ok. Ok. Hai să vedem cine. În seara petrecută de Alex în casa fetelor, Inga și-a făcut o anume impresie despre el, ceea ce avea să-i destăinuie lui Damaris. Ți-i aproape un pic de tiparul de bărbat care îmi place mie și cum vreau. Să apară sentimente. Adică să am o atracție față de el, știi? Că mâine aflu că îi place de unul. Mai bine, nu? Da, dar îi place de la televizor. Pe când ajunge aici s-ar putea să nu mi-i placă și să-i placă, de exemplu, de tine. Îmi place cum gândește. Se vede că e matur. Se vede că ăsta e bărbat. Ia, Inga, vezi numai să nu-ți pară rău că pleci. Să nu-mi plângi, bici. De asta aș vrea să plec mereu. Iar în dormitor, în compania Mirunei de această dată, Inga a discutat tot despre Alex. Cum ți se pare, Alex? Și nu știu că nu am stat cu el, dar pare... pare un tip mișto. Da. Ție? Asta e chiar zici. Mie? Păi nici nu am stat cu el. Mai mult a vorbit la Luca. Dar se vede că o simpatizează mai mult pe ea. Mă bucur, adică în sfârșit și ea are pe cineva aici. Dacă ar fi fost mai mulți bărbați așa, cu siguranță mi-aș fi dorit să rămân. Este exact ce trebuie mie. Un bărbat matur care nu... care mi-a făcut niciodată. Mi-a făcut expresia, cum a zis eu, că el a venit să-și găsească femeia sau soția, nu știu cum a fost. A făcut așa o formulare, că mi-a plăcut foarte mult, știi? Chiar dacă n-am interacționat cu Alex, dar... până la momentul de față, deocamdată este unicul bărbat. Care chiar poate mi-aș dori ceva. Adică să-l cunosc, știi? Astăzi este prima zi în care mi se pare că avem prea mult timp până să începe misiunea. Nu știi niciodată ce e în capul celuilalt. Sau că ți se pare ție că place, că nu place, că nu te place sau că te place sau... Nu! Tu ar trebui
Să dai un timp și nu să la primul hop, nu cred că... Eu mă atașez foarte repede și n-aș vrea să ajung în situație să-mi placă cineva și să nu fie feedback, înțelegi? Da, dar tu nu știi dacă e și din partea celelalte persoane ceva, o simpatie sau... Tu îți dai tu cu părerea tu în capul tău, tu cum crezi tu? Crede-mă că până la momentul de față am simțit corect. N-am dat greș cu nimic. Da, te gândești că poate e și la tine o problemă, poate tu ești prea distantă cu un om, poate ești prea rezervată, poate nu știu. Uite, oamenii, de exemplu, mie îmi place ca un om, când are un interes față de mine, să fie așa, nu știu, să îmi dea starea aia de bine, să fie mai energic, să fie acolo lângă mine, să râdem, să... Așa, dacă e un om super rezervat și stă în banca lui, nu prea vorbește, nu mi-atrage cu nimic atenția, mi se pare că e dezinteresat. Tu ești în banca ta și mie îmi place de tine, adică tu ești fix cumva opusul meu. Băi, foarte mult respect așa și tu te lași pe tine, zici, lasă că stai acolo în colțișorul meu și mă uit și uite așa pierzi niște șanse. Și după sugestiile și opiniile Mirunei, Inga se cuibărea tot mai aproape de ea, lăsându-și parcă la vedere latura sensibilă. Dar chiar ți-a plăcut așa din prima? De unde pare că mie îmi place? Uite așa după starea ta. Are nimic starea mea. Băi, un bărbat mișto n-am ce să zic. Adică se vede că are ceva în cap și cum vorbește și cum pune situația și că, bă, știe ce vrea și cum se exprimă cu doamna mea, cu... Sunt niște chestii pe care le zice un bărbat de calitate și hotărâ, știi? E normal că ți-a plăcut. Mai e situația ta în care nu ești într-o cunoaștere cu nimeni, nu ai o relație cu nimeni. Abia așteptam să explic situația. Deci nu mai avem răbdare. Ok, hai, și după aia zic și eu ceva. Zi. Deci partea cu plăcutul nu mi-a plăcut mie într-atât de mult. Eu de ceva timp sunt într-o stare așa mai în lumea mea, să zic așa. Nu are nimic cu Alex, adică să nu se înțeleagă greșit. Noi am vorbit lucruri generale. Și a mai fost acolo o secvență care am vrut să spun ceva, dar cam... Mi s-a dus gândul. Dar nu, adică eu oricum i-am spus și Mirunii că el într-adevăr s-ar potrivi cu Raluca și eram sigură că există o atracție din partea lui spre Raluca și chiar nu simt nimic pentru el, adică să nu se înțeleagă greșit. Eu vreau să te întreb altceva. De ce simți nevoia să te scuzi și să dai atâtea explicații pe bune? Nu, adică nici măcar eu nu ți le-am cerut. Serios, adică voiam să discutăm despre cumva... alte probleme. Pentru că uitându-mă din alt punct de vedere la mine, la starea mea, s-a făcut oarecum o tangență între mine și venirea lui Alex sau starea mea cu plăcutul. Ai spus că e genul tău de bărbat, ceea ce e foarte ok, adică nu e nimic rău în asta, nu trebuie să explici nimic, nu datorezi nimănui niciun fel de explicație. Ești o femeie matură și poate să-ți placă ce băiat vrei tu, ce bărbat vrei tu. Nu trebuie să ne explici nouă. Nu, ca să nu se înțeleagă greșit. Nu, se înțelege. Cu siguranță nu se înțelege greșit. Adică nimeni n-a înțeles altceva din ce ai spus. Adică nimeni n-a înțeles că, vai de mine... Eu știu cum cred că ce e mintea ta. Să nu fii tu pus într-o situație așa stânjenitoare și să zică lumea, ia uite mă, s-a îndrăgostit de... Dar nu, nimeni nu s-a gândit așa. N-ar fi ceva rău în asta. Adică... Dar nu m-am îndrăgostit. Nu, dar eu asta vreau să zic. Și când am specificat ceva de genul că tot timpul am avut dreptate la ceea ce m-am referit, m-am referit oarecum la tot ce s-a întâmplat până la momentul de față. Adică dacă am zis o afirmație privitor la Viorel, s-a confirmat. Am zis... Viorel moare de râs. Vreau să mor și eu de râs. De ce mor de râs? Nu uitam la Paul și nu încerc. Paul ce? Era are ceva așa o figură foarte... de... Te uiți la el și ce? Jolly Joker? Nu înțeleg. Ce vrei? Îmi pare rău, încerc scuze. Da, depui, am momente când jur că mă simt ca la școală. Știi, când mai e decât un elev, mai face câte o criză de râs. Ce să zic? Aia e, băieții ăștia, știi? Și când dau, nu știu cât, tot niște copii sunt. Îi murea de râs că se uita la Paul. Și mă gândeam la altele. Că acum este într-o cunoaștere, nu mai... Dar e într-o cunoaștere?
iubire. E liber să fie în ce vrea ea. Nu? Corect. Are o problemă, Paul, are o grijă. Răspunde-i, te rog. Ce problemă are? De ce vorbim cumva era? Ce toți vorbim despre Alex Inga? Este într-o cunoaștere. Inga! Da, sunt într-o cunoaștere. Ce așteptați? Paul, materialul a fost înainte. Da. Hai să luăm mai bine, hai să luăm o pauză să se răcorească toată lumea, că v-am spus, mă simt ca în clasa a 5-a.